Vom vorbi astăzi despre sarcina de trimestru 3. Ce este particular la ultima parte a sarcinii? Cum anume ne pregătim pentru naștere și care ar fi schimbările majore prin care trece corpul gravidei în apropierea termenului? În primele două trimestre de sarcină nu se pune problema de naștere. Dacă dintr-un motiv sau altul, nefericit bineînțeles, se evacuează respectiva sarcină și bebelușul iese din corpul mamei, din păcate, acel produs de concepție se numește avorton, din cauza faptului că, așa cum am explicat și în episoadele precedente, este vorba despre un bebeluș mai mic de 24 de săptămâni și respectiv 500 de grame și nu poate fi viabil, nu poate supraviețui. Cu toate astea, ultimul trimestru de sarcină vine cu această relaxare și anume că dacă copilul se naște, el poate să trăiască, da, cu anumite îngrijiri speciale în funcție de vârsta de gestație despre care vorbim și cumva este din ce în ce mai vizibil această finalitate a sarcinii prin prezența unui nou născut în viața dumneavoastră. Sigur, sarcinuța, pe măsură ce trec săptămânile, devine din ce în ce mai dificilă. Ultimul trimestru de sarcină este, din punctul meu de vedere, cel mai greu, pentru că reprezintă o solicitare maximă atât din punct de vedere fizic, dar și emoțional. Din punct de vedere fizic, vorbim despre faptul că este vorba de o burtică voluminoasă, iar în sarcinile gemelare sau în sarcinile patologice, este vorba de o burtică cu mult mai mare decât normal. Gândiți-vă că o să fie totul dificil, de la a respira, a mânca, a dormi, să vă așezați, să vă ridicați pe suprafață, să vă încălțați. Dacă nimeriți într-un sezon rece când este mai greu cu straturi groase de haine, cu ghete și așa mai departe, este cu adevărat o provocare sarcina de trimestru 3. Tot trimestru 3 de sarcină vine la pachet cu o serie de patologii care poate până la acel moment nu existau. Și anume, din acest motiv se fac analizele respective care țin de partea de screening pentru diabetul gestațional, lucru care se face la 26 de săptămâni, da? Se mai fac analize în vederea nașterii mai aproape de termen și, bineînțeles, în caz că apare hipertensiune, colestază, diabet sau orice altă patologie, bineînțeles că tratamentul trebuie să fie făcut prompt, colaborarea cu un medic de specialitate trebuie să fie foarte bună, astfel încât să puteți duce la termen sarcina, cât se poate mai aproape de termen dacă aveți risc de naștere prematură și, bineînțeles, prognosticul fetal să fie cât mai bun posibil. Se fac o serie de analize în trimestrul 3 de sarcină și anume, în vederea pregătirii nașterii, există mai multe etape de analize. Prima etapă este cea care se face chiar la debutul trimestrului 3 și anume în jur de 26-28 de săptămâni, când se fac următoarele analize. Se face screeningul pentru anticorpi anti-RH în caz că aveți RH negativ și soțul dumneavoastră pozitiv. Da? În al doilea rând, se face evaluarea riscului de diabet gestațional prin testul de toleranță la glucoză și pentru acele dintre dumneavoastră care nu aveau imunitate completă la analiza TORCH, se face o reevaluare a anticorpilor de tip IgE și respectiv IgM la respectivele boli la care nu ați avut imunitate până la acel moment. Sigur, analizele vor continua și pe parcurs. De exemplu, la 35 de săptămâni se face screeningul din secreția vaginală pentru streptococul de grup B și, bineînțeles, înainte de naștere se mai face un set complet de analize. Este vorba de unul general care să arate anemia sau, știu, analizele de la ficat și așa mai departe, dar, sigur, în funcție de patologiile asociate, se pot face și analize suplimentare. De exemplu, în cadrul colestazei se fac analize specifice ficatului și veziculei biliare, dar vorbim despre acizii biliari sau bilirubină directă, indirectă și așa mai departe. Deci, practic, medicul dumneavoastră o să vă prescrie particularizat un set de analize care țin de prenaștere, da? Mai ales dacă, de exemplu, nu știți exact cum nașteți sau dacă luați în calcul ipoteza unei operații cezariene, atunci, sigur, trebuie făcute, de exemplu, și probele de coagulare, pentru că, sigur, legat de partea de anestezie sunt anumite riscuri și atunci trebuie să se cunoască dinainte care este statusul dumneavoastră legat de coagulare. Ce se mai face în trimestrul 3 particular? Este vorba de o analiză care se numește cardiotocografie. Vă invit să citiți articolul despre cardiotocografie pe www.ioniwellness.ro. Acolo veți găsi articole și despre TORCH sau alte lucruri pe care le-am mai discutat pe parcurs. Cardiotocografia este o analiză care arată cumva pe un interval mai lung decât ar fi o ecografie, care este statusul cardiac fetal și contracțiile pe care le puteți avea, unele dintre ele imperceptibile. Sigur, nu se face în prima parte a trimestrului 3, de cele mai multe ori cardiotocografia se face după 32 de săptămâni,
Da? Și în momentul acela, practic, sunteți conectată la un aparat. Există doi transductori, unul pentru contracții, care se pune în partea de sus a uterului, chiar la fundul uterin, da? Bine, uterul fiind mai mare. Și unul care cumva caută bătăile cardiace fetale, BCF-urile, da? Sigur, punctul de a găsi aceste bătăi cardiace fetale este diferit în funcție de cum anume stă bebelușul împurticat dumneavoastră. Și o asistentă sau un medic o să vă conecteze la acel aparat și veți sta acolo în relaxare timp de 20 de minute sau mai mult în funcție de context. Iar acea analiză, da, practic vine printată, ca la electrocardiogramă, doar că se numește cardiotocogramă. Da? Este o foaie foarte lungă așa, pe care se înregistrează un grafic. În partea de sus, bătăile cardiace fetale, care bineînțeles trebuie să rămână în acel interval de normalitate, 120-160 bătăi pe minut, și respectiv în partea de jos, tonusul uterin. Și aici, bineînțeles, se va desena dacă există cazul să fie contracții. Există anumite pattern-uri sau anumite aspecte care sunt normale și respectiv anormale. Valabil și pentru partea de contracții, dar și pentru partea de activitate cardiacă. Pentru că, sigur, este mult de spus, nu am timp să vă povestesc acum, dar vă invit să citiți în articol toate particularitățile și, în mod cert, medicul dumneavoastră o să vă tragă o concluzie după ce vede acea foaie. Și vă va spune dacă bebelușul este bine și nu sunt contracții sau dacă bebelușul are ceva particularități, semne că nu se simte bine sau dacă aveți dumneavoastră contracții pe care poate nici măcar nu le simțiți. Lucrurile astea trebuie evaluate înainte. Deci, înainte de a naște, trebuie să aveți minim o cardiotocografie, așa ar fi normal. Dacă aveți probleme de sănătate asociate, de exemplu, un bebeluș care nu crește suficient de bine, prea mult lichid, prea puțin lichid, sarcină gemelară, hipertensiune, diabet sau orice altă patologie care poate afecta bebelușul, aceste cardiotocografii se fac mai des și medicul vă va spune exact când să le faceți și cum anume să le împărțiți. Un alt motiv pentru care se poate face cardiotocografia este vorba de senzația pe care o aveți dumneavoastră, poate, că nu mai mișcă copilul la fel. Deci percepția mișcărilor fetale de către mamă este cel mai important parametru, să spunem așa, a stării de bine a bebelușului. Iar dacă mămica spune, parcă nu mai simt copilul la fel, se recomandă această cardiotocografie pentru a obiectiva, da, activitatea copilașului și dacă este bine sau nu este bine. Sigur, împreună cu analize Doppler și ecografie și așa mai departe. Ce consecințe mai are acest abdomen voluminos de trimestru 3? Dincolo de faptul că vă pune puțin viața în dificultate, apar din păcate și niște manifestări fizice ale acestei presiuni mari pe abdomen, și anume probleme care țin de vascularizație, întoarcerea venoasă, adică venele din picioare care vor să aducă sângele înapoi spre inimă și să le recircule, la mamă vorbim, este îngreunată de prezența uterului gravid care creează o presiune pe vasele de sânge pelvine, motiv pentru care apar mai frecvent varicele, hemoroizii, care sunt tot un fel de varice, da? Și edemele, și anume picioarele umflate, senzația asta de piciorușe de elefant. Este foarte greu, mai ales dacă mâncați mai sărat sau mâncați alimente care conțin sare ascunsă. Este greu să mențineți un tonus bun al vascularizației la membrele inferioare. Se recomandă să evitați ortostatismul prelungit, adică să stați în picioare foarte mult, da? Și statul pe scaun prelungit, astfel încât chiar se recomandă să intrați cumva în concediu prenatal, dacă se poate, începând cu 31 de săptămâni sau cel târziu la 34. Și, bineînțeles, să purtați ciorap compresiv, dacă este cazul, sau să faceți un consult la chirurgie vasculară pentru a evalua, da, analiza, cu analiza Doppler, dacă fluxul de sânge este bun. Pentru că, în anumite circunstanțe, toate aceste probleme pot duce la tromboză sau la anomalii de circulație pe venele de la membrele inferioare și nu este bine. Dincolo de faptul că dacă vă stricați vascularizația și faceți respectivele varice, da, o să fie puțin mai greu după asta să vă recăpătați aspectul frumos al piciorului pentru viața care urmează mai departe sau vis-a-vis de următoarele sarcini. Este neplăcut să rămâneți cu varice pentru că ele se corectează destul de greu, de cel mai multe ori este bine mai bine să le prevenim decât să ajungem să le tratăm și gândiți-vă că după naștere este bine să ajungeți la o formă frumoasă a piciorului înapoi și să nu stricăm foarte tare vascularizația prin nerespectarea recomandărilor medicale. De asta este bine să evitați factorii despre care v-am spus și, dacă este nevoie, să stați întins în pat. Nu înseamnă că stăm doar în pat în sarcină, că
Acest lucru în sine crește riscul de tromboză. Dar, de exemplu, să purtați ciorap compresiv sau să faceți o formă de mișcare ușoară, care o să vă ajute și în vederea nașterii și trebuie evitat contextul în care se afectează această vascularizație la membrele inferioare. Atunci când abdomenul este mare, există o provocare foarte mare vis-a-vis de somn, pentru că, bineînțeles, bârtica fiind foarte voluminoasă, în orice poziție ați sta, nu vă simțiți confortabil. Sigur că recomandarea este a sta predominant pe partea stângă. Și pe partea dreaptă este în regulă. Contraindicația fundamentală este să stați cu burta în sus, pentru că se pot presa niște vene de la mamă și niște artere, niște vase de sânge foarte mari, care pot pune în pericol și mama și bebelușul. Preferați să stați pe partea stângă dacă se poate, da? Acest lucru facilitează circulația să fie mai bună și mai hrănitoare către placentă și către bebeluș. Și bebelușul se oxigenează mai bine dacă dumneavoastră stați pe partea stângă. Și pe partea dreaptă este în regulă. Dacă vă este mai comod așa în funcție de poziția fetală, sigur, este și asta o chestie foarte bună. La 32 de săptămâni aproximativ, cu o oarecare marjă, se face morfologia de trimestru 3. Ultima dintre cele 3 morfologii care se fac în sarcină și, sigur că da, este important să o faceți pentru a verifica, pentru ultima dată, faptul că bebelușul are toate cele în regulă și că vă pregătiți de acum de venirea bebelușului în familia dumneavoastră. În situația în care aveți risc de naștere prematură, există un protocol de tratament pe care îl veți primi de la medicul dumneavoastră cu niște injecții, cu o substanță care se numește dexametazonă. Aceste injecții se fac într-o anumită ordine și într-un anumit interval și ele au rolul de a pregăti plămânul fetal în caz că există risc ca bebelușul să se nască mult mai devreme decât normal, și anume la femeile care au risc de naștere prematură. Vorbim de copii foarte mari, volum foarte mare abdominal, fie prin polihidramnios, adică exces de lichid amniotic, fie prin un făt foarte mare, fie din cauza unor contexte de tip sarcină gemelară sau, eu știu, anumite chestiuni care pun în pericol ruperea apei mult mai devreme, da? Și atunci medicul o să vă dea să faceți acest protocol undeva în jur de 34 de săptămâni pentru a pregăti plămânii fetali în caz că se naște bebelușul, să aveți siguranța că va respira normal și nu va avea nevoie neapărat de terapie intensivă. Bineînțeles că pe măsură ce burtica crește și bebelușul este mai mare, da? Luați în calcul că la 27 de săptămâni el are aproximativ 1 kg, iar la 34 de săptămâni ajunge la aproximativ 2 kg. Spre termen, bineînțeles că greutatea copilașului va fi variabilă în funcție și de contextul genetic și în funcție și de alți factori, dar un copil normal se naște între 2500 și 3500 de grame la termen și are aproximativ 50 de centimetri, plus minus, da? O să vedeți că pe măsură ce lucrurile merg și sarcinuța evoluează, bebelușul o să-și facă un anumit program de somn mai ales, da? O să vedeți că are anumite perioade când este mai activ, anumite perioade când doarme mai mult. Și mișcările fetale vor avea un anumit pattern. De exemplu, sunt mămici care spun că imediat după ce mănâncă, bebelușul mișcă. Sau mai mult seara, sau mai mult noaptea, sau mai mult dimineața. Fiecare bebeluș este diferit și mămica îl cunoaște cel mai bine. Dacă observați o diferență între tipul de mișcare sau intensitatea sau frecvența pe care o are, da, la bebelușul dumneavoastră, anunțați-vă medicul, pentru că poate fi ceva în neregulă. Bineînțeles că pe măsură ce bebelușul are un tonus mai bun și are și greutate mai mare, mișcările de multe ori sunt mai puternice și mai profunde și nu rare ori mămicile se plâng că le lovește în zona ficatului sau, știu, în alte zone mai sensibile din abdomen. Și bineînțeles, pe măsură ce copilașul se pregătește de naștere și se pune cu capul în jos, da? Pentru a intra în canalul de naștere, va apăsa mult mai tare pe vezica urinară, nu că până atunci n-ar fi apăsat, dar acum, spre final, o să apese mult mai tare. Și apropo de final, bineînțeles, această burtică are un anumit volum, da? Ea crește foarte mult. Maximul, înălțimea fundului uterin cea mai mare posibilă, se face în jur de 38 de săptămâni, când efectiv este sub diafragm, deci până la maximul posibil cât are loc în burtică, iar ulterior, spre termen, mai coboară puțin cu 1-2 cm, în ideea în care copilașul, de unde stătea el frumos el așa în burtică, coboară cu capul între oase și cumva mai relaxează puțin respirația mamei. Asta este un semn că se apropie naștere și că urmează să vă pregătiți de naștere, da? Consultațiile în ultimul trimestru sunt la început la fel, da, cam la interval de o lună, dar după 34-35 de săptămâni ele trebuie puțin mai des făcute și, bineînțeles, sunt nevoie uneori și de consultații locale, examen vaginal digital, pentru a aprecia dacă colul uterin și-a modificat consistența sau are ceva pregătiri în vederea unei nașteri, da, pentru că el este la început așa mai
mai cartilaginos, ca un fel de vârf de nas, da? Și pe măsură ce sarcina progresează, el devine mai molcuț. Mai molcuț, dar la fel de gros. La final, când vine vorba de naștere, el devine mai subțirel așa și apoi începe să se dilate. Și medicul o să aprecieze, atunci când sunteți aproape de termen, cam care este situația cu colul uterin, dacă mai durează sau nu și cam cât ar mai trebui să așteptați până așteptați bebelușul să vină în viața dumneavoastră. Colul uterin suferă aceste modificări în vederea nașterii naturale, bineînțeles, și aceste modificări pot dura mai multe zile chiar uneori, adică el poate să se dilate puțin și apoi să rămână în același stadiu sau apoi să se dilate de tot. Și în funcție dacă sunteți la prima naștere sau la 5-a sau la 10-a, colul este diferit. Medicul dumneavoastră o să vă spună exact dacă mai durează mult până nașteți sau nașterea va fi poate chiar în aceeași zi. O chestiune de care suferă foarte multe mămici în perioada ultimii părți a trimestrului 3 este sindromul de cuib. Și nu este o glumă, este adevărat, este la toate mamiferele. Mămicile cumva se pregătesc, își pregătesc cuibul pentru venirea puiului și le apucă curățenia, spălat, sterilizat toată casa, călcat și curățat toate hăinuțele, toate lenjeriile, tot ce mai au prin casă, mai mută mobilă, mai fac un alta. Atenție mare, acest sindrom de cuib excesiv, da? Mai ales dacă implică efort fizic sau să vă urcați pe scaune, pe scări, pe alte chestii, vă pun în pericol finalitatea sarcinii și puteți naște prematur tocmai din cauza acestui efort. Luați în calcul că puteți cere ajutorul soțului sau a altor membri ai familiei sau a prietenilor și evitați să faceți eforturi fizice, chiar dacă sunteți, eu știu, pe grabă sau contextul nu-i foarte favorabil. Încercați să vă menajați, nu faceți eforturi excesive, munciți, dar cu măsură și pregătiți, bineînțeles, locul în care va veni bebelușul cu foarte mare grijă. Sigur că spre finalul sarcinii ar trebui să vă pregătiți cumva și cu un bagaj. Acest bagaj ar trebui să-l faceți în jur de 32 de săptămâni dacă aveți risc de naștere prematură sau v-a spus medicul că cel mai probabil veți naște prematur și în jur de 36 de săptămâni dacă veți naște la termen. Sigur, legat de bagajul de sarcină, da, de naștere, vă recomand să citiți articolul de pe www.uniwellness.ro. Acolo veți găsi toate informațiile necesare în funcție de particularități. Ce anume trebuie să vă luați pentru dumneavoastră și pentru bebeluș la spital ca să fie totul bine la naștere. Bineînțeles că este bine să cumpărați din timp, dar din timp nu înseamnă de la 5 săptămâni. Undeva după 24-25 de săptămâni puteți să vă apucați să cumpărați mobilierul pentru camera copilului, scoica sau transportul de mașină, da, pentru bebeluș, pentru că e bine să-l montați chiar înainte, nu vă bazați că în ziua externării vă puneți atunci scaunul de mașină, da? Deci încercați să pregătiți lucrurile din timp. Cumpărați tot ce trebuie, dar nu faceți exces de zel, pentru că sigur există un mare business legat de părinții, mai ales la prima experiență și sunt tot felul de gadgeturi acum care cumva cu prețuri piperate atrag foarte mulți părinți doritori de, eu știu, tehnologie de ultimă generație în vederea creșterii unui bebeluș. Să știți că bebelușul, în afară de iubire, niște scutece și lapte, dacă se poate să fie și de mamă, nu-i trebuie foarte mult, da? Deci trebuie să fiți cumva cumpătați, cumpărați ce-i absolut necesar și nu exagerați sub niciun aspect. Prin faptul că se apropie nașterea, trebuie să vă gândiți cumva și la finalitatea acestei sarcini. Dacă optați pentru naștere naturală, ceea ce vă recomand, încercați să vă organizați în timp, să vă creați un plan de naștere, să vorbiți cu, nu știu, o dulă sau cu cineva, un educator prenatal, poate aflați mai multe informații față de ce vă poate oferi medicul dumneavoastră dacă acesta nu are timp. Dar vă recomand totuși să aveți o relație foarte bună și foarte apropiată cu medicul, pentru că el este cel care va duce copilașul pe lume și e bine să vă cunoască toate fricile, toate emoțiile, toate blocajele pe care le aveți, da, pentru a vă pregăti de naștere și luați în calcul că experiența este una destul de fulminantă, așa, trebuie să vă pregătiți și fizic, dar și emoțional, da? Faceți o listă de întrebări, vorbiți cu medicul dumneavoastră, arătați-i sau oferiți-i toate sugestiile pe care le aveți vis-a-vis de naștere, faceți o listă de dorințe, da, tot ce vă doriți, îmi doresc o oră magică, îmi doresc să laptez exclusiv la sân sau îmi doresc una, nu-mi doresc asta, nu-mi doresc asta. Deci e bine să știți exact ce vă doriți și ce nu vă doriți. Vorbiți cu medicul, discutați toate aceste aspecte, în funcție de, nu știu, localitatea unde sunteți, spitalul unde nașteți, dacă e stat, dacă e privat, dacă e medic, nu știu, femeie sau bărbat sau habar n-am, sunt tot felul de particularități și medicii sunt diferiți și spitalele sunt diferite și localitățile sunt diferite și abordarea este diferită de la un spital la altul. Este bine să vă adaptați centrului pe care l-ați ales pentru naștere, da? Pentru că, sigur, în privat aveți mult mai multe
opțiuni vis-a-vis de dorințele pe care le puteți avea, dar și la stat sunt anumite, probabil, interdicții pe care le aveți, da? Și, sigur, dacă este posibil să veniți cu partenerul la naștere, de exemplu, să fie prezent la naștere sau să vă aduceți o dulă, să vă ajute atunci la început, în primele zile, întrebați dacă aveți tot ce vă trebuie, consiliere înălăptare, care sunt lucrurile pe care le primiți în spital și ce trebuie să vă aduceți de acasă, pentru că sunt anumite spitale unde sunt lipsuri destul de mari, mai ales mă refer la cele de stat, bineînțeles. Deci, în funcție de contextul pe care îl aveți și în funcție de locul în care nașteți și medicul cu care nașteți, e bine să vă constituiți o listă de întrebări ca să fie totul foarte clar și să nu fiți atunci luați așa, să sunteți luate pe sus de toată emoția nașterii și cumva vă grăbiți și vă bâlbâiți și treceți peste lucrurile importante, pentru că experiența o aveți o singură dată. De exemplu, dacă e vorba de prima naștere, o singură dată aveți prima naștere și este bine să fie cât mai aproape de idealul dumneavoastră. E bine să faceți niște cursuri la maze sau măcar să sfătuiți tăticul să facă niște cursuri de puericultură. Poate o să-l ajute să înțeleagă mai multe lucruri și eventual să-și ia și acele zile libere suplimentare, da? Pe care le poate lua de la serviciu. Dacă intenționați să nașteți natural, interesați-vă din timp de un specialist în reeducare perineală, dacă să vă refaceți tonusul musculaturii perineale. Încercați să practicați yoga prenatală sau orice metodă care vă ajută pe dumneavoastră să nașteți mai ușor. Este bine să fiți cât mai pregătită și menționez că e foarte important să fiți pregătită mai mult emoțional, pentru că nu este atât de ușor de născut. Deci, multă lume confundă nașterea naturală cu nașterea ușoară. Nu este deloc așa. O să discutăm atunci când vorbim despre nașterea naturală mai multe aspecte, dar atât vă spun, dacă sunteți pregătite pentru experiență și vă doriți foarte mult și, cum să zic, sunteți all in, da? Și acceptați că toate măsurile respective care se fac și toate ajutorul medical, toate recomandările sunt făcute în scopul de a vă ajuta, atunci, în mod cert, lucrurile vor merge foarte bine. În caz că vă doriți să recoltați celule STEM, tot acum în trimestrul 3 este momentul în care puteți face demersurile, sunați la mai multe bănci, cereți oferte și dacă vă hotărâți la una dintre ele, semnați contractul la timp și nu uitați să aduceți cu dumneavoastră kitul de recoltare la naștere, bineînțeles. Anxietatea mămicilor vis-a-vis de momentul nașterii care se apropie din ce în ce mai repede este destul de crescută în trimestrul 3. De obicei, asta este un factor de stres, gândindu-se fie că nu știu exact cum va fi cu nașterea, fiind prima experiență, sau dacă a fost o primă experiență care a fost poate mai puțin plăcută, le este frică că vine din nou acel moment și poate va fi cel puțin la fel de greu. Nu trebuie să gândiți așa. În primul rând, la a doua naștere, de obicei, lucrurile sunt mult mai bune și mult mai ușoare. Iar când vine vorba de prima naștere, dacă aveți un plan de naștere bine pus la punct și un medic deschis cu care puteți comunica, în mod cert, experiența dumneavoastră va fi foarte, foarte bună și lucrurile vor decurge exact așa cum vă doriți. Ce face bebelușul în pregătirea nașterii? Păi, în primul rând, se pregătește ca și poziție, și anume se întoarce cu capul în jos, cum este normal să se nască. Acest fenomen se numește culbută. Această culbută are loc undeva în jur de 30-32 de săptămâni. Sunt copilași care se pregătesc să stea cu capul în jos chiar mai devreme și uneori chiar de la morfologia de trimestru 2, în jur de 20 și ceva de săptămâni, ei rămân cu capul în jos și de obicei nu se mai învârt, nici nu prea mai au loc spre final, da? Dar această culbută, dacă să spunem că nu s-a făcut în jur de până la 30 de săptămâni, ea va avea loc ulterior, spre final de trimestru 3. Sunt situații în care chiar se așteaptă cu sufletul la gură și bebelușii se întorc la 36-38 de săptămâni. Știu că pare imposibil, că purtica este longitudinală, copilul la fel și ca să se întoarcă invers e destul de complicat și destul de dureros, să zic așa, și mămica resimte această mișcare destul de puternic, dacă este spre termen. Sigur că pune niște emoții părinților, pentru că bebelușii care nu sunt întorși, dacă este vorba de prima naștere, foarte rar o să vă se permită să nașteți natural, doar dacă ar fi un bebeluș exagerat de mic. Dar dacă este un copil de dimensiune normală, la o mămică cu bazin normal, prima naștere este foarte grea și deosebit de riscantă dacă bebelușul nu este întors cum trebuie, mai ales dacă asociază și alte probleme, cum ar fi cordonul după gât care ar putea să-l țină invers și așa mai departe. Ideal ar fi ca bebelușul să se întoarcă și să se pregătească pentru naștere. Bineînțeles, așa cum o să discutăm în episodul următor, vor apărea și niște modificări ecografice care anunță nașterea. Spre finalul termenului veți avea și acele consultații pe masă ginecologică, prin care medicul va aprecia cam cât de pregătit este colul uterin și cât mai durează până la naștere. Luați în calcul că acest trimestru 3 se poate prelungi și anume există situații și nu foarte rar,
mai ales la prima naștere, în care femeia nu naște până la 40 de săptămâni. Adică intrăm în contextul care se numește sarcină supramaturată. Practic, se depășește termenul și sunt femei care stau până la 41 și unor chiar până la 42 de săptămâni pentru a naște. Și în ciuda tuturor recomandărilor și tuturor mecanismelor care se pot face, da, pentru a stimula travaliul, uneori acesta întârzie să apară. Și atunci, sigur, trebuie făcute niște analize speciale, o să faceți cardiotocografii mai des, consultații mai des și, bineînțeles, veți primi o listă de recomandări cu ce anume puteți face ca să se declanșeze totuși travaliul, dat fiind că, spre final, copilașul ia cam 300 de grame pe săptămână și asta înseamnă un copil mai mărișor, da? Cu dificultăți în ceea ce privește finalitate. Deci, ca și concluzie, trimestrul 3 de sarcină este unul care pune mămica la niște provocări destul de mari, atât de ordin fizic, cât și emoțional, cât și de logistică, pentru că ține de foarte multă organizare, da? Toată lumea pregătește și acasă tot ce trebuie pentru bebeluș și bagajul pentru spital și partea legată de viața socială, da? Dacă vine tăticul la naștere, dacă aveți o dulă cu dumneavoastră, cum va fi nașterea, unde va fi nașterea și așa mai departe. Deci partea de organizare este foarte importantă. Trebuie să fiți, sigur, nu control freak, nu aveți cum să controlați totul și nu aveți nici cum să anticipați totul. Dar tot ce ține de lucrurile care pot fi anticipate, e bine să le faceți, da? Să vă faceți o listuță, să vă faceți un plan, discutați cu medicul dumneavoastră toate dorințele, puneți-i toate întrebările, chiar dacă par stupide, da? Spuneți-i toate fricile, toate lucrurile care credeți că ar putea să nu meargă bine, în situațiile care credeți că v-ar pune în dificultate și, cel mai important, nu abandonați dorința. Dacă vă doriți să nașteți natural și întâmpinați dificultăți, eu știu, de natură, tot așa, organizatorică, de exemplu, la spitalul unde mergeți, nu aveți posibilitatea să nașteți natural sau, invers, vreți să nașteți prin cezariană și la spitalul unde mergeți nu este terapie intensivă. Încercați să vă împliniți visul. De ce spun asta? Pentru că nu există neapărat o metodă de naștere ideală. Există teoretic metoda de naștere ideală, dar practic fiecare femeie are propria ei metodă de naștere. Și anume, sunt femei care sunt pregătite emoțional pentru naștere naturală și atunci cezariana îi se pare traumatică. Și invers, sunt femei care, de când au testul de sarcină pozitiv, nu pot să conceapă nici măcar să se urce pe masa ginecologică, apoi să nască și spun din start că nu concep ideea de a naște natural, să... eu știu, să treacă prin acele dureri și acele dificultăți și acele, eu știu, poziții compromisătoare și atunci își doresc din start cezariană și nu intră în discuție nașterea naturală. Și bineînțeles că dacă ea și-a planificat cezariană și dintr-un motiv sau altul a ajuns să nască natural, o să-i se pară foarte grea. Deci, practic, ca și concluzie, nu contează atât de mult pe unde iese copilașul, contează să iasă bine, să iasă sănătos și să fiți dumneavoastră mulțumită și să aveți o recuperare ușoară, indiferent de metoda pe care o alegeți. Iar copilașul, bineînțeles, să respire normal, să mănânce, să-l puteți pune la sân, să faceți față provocărilor de, eu știu, în tot ce înseamnă îngrijirea unui nou născut, da? Și, până la urmă, asta este important, finalitatea. Dacă vă vedeți cu bebelușul în brațe, sănătos, cu evoluție bună, creștere normală ca greutății și vă puteți externa atunci când era planificat să vă externați și să nu aveți o ospitalizare prelungită sau intervenții, Doamne ferește, chirurgicale la bebeluș sau terapie intensivă sau tot felul de alte complicații, icter prelungit, spitalizare prelungită, nu are ce să se întâmple rău. Cât timp nașteți așa cum vă doriți și să fie cât mai aproape de idealul dumneavoastră, această naștere va fi perfectă.